Bine v-am regăsit la un nou episod BT podcastul Băncii Transilvania, la microfon Andi Moisescu. Azi vorbim foarte sincer despre branduri, pentru că și avem cu cine. În fața mea este Cristian Kit Paul, founding partner și creative director la Brandient, cea mai cunoscută agenție de branding din partea asta a Europei, cu birouri în București și Singapore, e o mândrie și pentru noi. Kit își vede de muncă pe strada principală din fiecare oraș din România, este omul de creație care împreună cu Aneta Bogdan și Mihai Bogdan au câștigat tone de premii, dacă nu la propriu, în mod sigur l-a figurat, și au lucrat pentru branduri mari din România, precum Dedeman, Banca Transilvania, Emag, Domo, Alba Lact și multe altele. Kit, bine ai venit la BT Talks. Mă bucur foarte tare să fim față în față. Mulțumesc că m-ai invitat. Mulțumesc Andy, mulțumesc Banca Transilvania. Mă bucur să fiu Într-o conversație, după mulți ani cu tine. Ar fi trebuit să înregistrăm mai des conversațiile noastre. Din fericire, le-au fost, din nefericire, nu întotdeauna le-am și înregistrat. Exact. Dar ne vedem din când în când la diverse evenimente. Tu lucrezi, noi lucrăm, ne uităm unul la altul cu înțelegere da. și continuăm să facem ce facem. Bucuria mea este că am avut șansa, Chit, să te cunosc de foarte mult timp, s-au adunat niște ani mulți, așa e. am prins... S-au adunat niște decenii. Cred bine. eu începuturile tale, nu sunt sigur astăzi, o să mă lămurești exact dacă alea erau începuturile sau de fapt ele erau mai devreme. Ești fără dar și poate o legendă vie în advertising, cel puțin așa te privește toată lumea, atât în agenții cât și în rândul designerilor. Chiar aș vrea să te întreb ce simți tu că ești? designer, strateg, consultant? Cred că un amestec e o întrebare dificilă, uite, să, să mă încadrez așa într-un pătrățel foarte clar din cauza că meseria mea a evoluat. Uh, la un moment dat uh, era clar ce sunt. Uh, când eram în advertising acum 20 de ani, mi-era clar că sunt art director. Da, după aia am fondat uh, Brandient cu Aneta și cu Mihai și Uh, la un moment dat a venit în România Wally Ollins. Noi l-am adus prima dată pentru a face o conferință despre brandingul de țară. Încă aveam vise de genul ăsta. Acum ni l-am mai adaptat puțin realității, să zicem. Și aceeași întrebare am pus-o lui Wally și am zis uh, Wally, eu am fost un art director. Mi-era clar în agenție ce fel de prerogative am, cine sunt, ce îmi scrie pe cartea de vizită, dar acum e mai puțin important ce îmi scrie. Aș vrea să te întreb ce sunt și ce o să fiu. Iar el am, cum era el sfătos așa, a spus You're a brand, brand designer now, son. From now on. From now on you're a brand designer. Deci <laughs> sunt un brand designer, ceea ce înseamnă că Uh, sunt o parte designer, sunt o parte uh, strateg. Uh, din cauza că e musai, musai să înțeleg uh, contextul de business uh, și limbajul de business uh, și să pot să stau la masa celor care vorbesc business și să înțeleg ce se vorbește acolo. Știi? Asta a fost poate dintotdeauna o o dorință a designerilor să fie acceptați la masa adulților. <laughs> uh, multă vreme profesia asta a stat la masa copiilor, cumva. Adică erau cei care se ocupau, designerii, cei care se ocupau cu lucrurile drăguțe, frumoase, cu culorile, cu uh, nu știu, cu tapetul, cu literele, cu niște chestii de suprafață. Da? și că marea masă asociază desenul cu o perioadă mai fragedă a vieții? atunci când toți încercam să desenăm și de fapt nu ne ieșea mai nimic? E posibil, da, da. Uh, cu toții am trecut printr-o perioadă de designeri. Știi? De obicei aia se termină, începe în grădiniță și se termină. În, în clasa a patra. A, a exact. Uh, Însă, recent, designerii, din cauza modului lor de a gândi și de a vedea problemele și de a căuta soluții la ele, au început să fie invitați și au început să li se ofere un loc la masa adulților, cum ar vedea. Adică în boardroom-uri, știu, între sfătuitorii... CEO's între cei care contribuie cu idei la, știu, problemele antreprenorilor. Da. Doar că asta a venit cu, nu numai cu noi prerogative, dar cu noi necesități, cu necesitatea de a lăsa în urmă un pic din aerul de artist, de a lăsa în urmă un pic din aerul. Uh, știu, eu, excentric și poate vădit naiv câteodată și pur și, uh, nu știu, de, de creaturi ale văzduhului, da? Și de a veni cu picioarele pe pământ și de a înțelege exact despre ce e vorba în business și despre ce, cum arată lumea reală. Cu atât mai mult cu cât vorbim de designer de brand aici. Da. Era o discuție mai veche în ceea ce privește publicitatea, cât e publicitate și cât e artă, mai ales din punct de vedere al da, unui art director. Da, da. Aici mi se pare că lucrurile poate sunt un pic și mai clare, fiind vorba de un design de brand. În designul de brand... Artistul da. mai lasă puțin de la el, adică el vede printr-un alt filtru tot rolul lui. Cum se zice, designerii soluționează problemele unui client în timp ce artiștii soluționează problemele umanității frumos. Deci asta ar fi diferența. Ca designer ai în față o problemă pe care trebuie să o soluționezi, ca și artist trebuie să ți cauți tu problema sau să găsești între problemele societății uh, uh, problemele care rezonează cu tine, cu skillurile tale și cu felul în care ai vrea să le rezolvi sau în felul în care ai dori să contribui la soluție. Ți-era asta clar și atunci când ai început în Darcy nu mi-era clar, nu. Cred că Darcy, Darcy nu... Darcy Despre nu ce era, perioadă vorbim mai era exact? Ca să fie limpede pentru cei care luăm ne ascultă. Cronologic, istoria mea a început înainte de Darcy. Eu eram un student la facultatea de calculatoare, da. în care nu vedeam niciun calculator niciodată. Așa, drept așa care, a început IT-ul în România. Așa a început IT-ul în România. Deci, în care studiam chimie și educație fizică și bă, alte chestii. Pentru că aveam și o tradiție în chimie, dacă îmi permiți, chit. Noi totuși corect, eram, corect. eram să onoram, aproape conduși de da, cel mai mare chimist al lumii. Exact. Când uh, am decis, uh, printr-un fel de, de, nu știu, de, de, de impuls, de moment, da. uh, să dau la design. Și am făcut-o cu lejeritate din cauza că nu aveam nimic, ce să, nimic de pierdut, nu trebuia să merg în armată, dacă ți aduce aminte cum erau pe Sigur. vremea aia, adică de, de la o facultate nu intrai, trebuia să mergi în armată. Eu eram student la Politehnică și ca atare puteam să fac ce experiment între prin cap. Ca atare am dat la design și întâmplarea a făcut cumva ca după o perioadă foarte scurtă de pregătire, de trei săptămâni în timp ce alții se pregăteau de ani și ani de zile, din cauza că facultățile de design erau foarte, foarte mici. Deci erau câteva persoane, câte degete la o mână. Da. Și ca tare se intra foarte greu. Și întâmplarea a făcut ca relaxarea mea desprinsă de realitate să se transpună cumva în, în ce am făcut la examen uh, și am intrat primul. Uh, foarte bizar, dar în același timp uh, a fost ca un fel de dragoste, știi, la prima vedere, în care dintr-o dată mi s-a pogorât așa un fel de uh, adevăr absolut că asta mi-e scris să fiu. Dar tu n-ai avut semne până atunci? Am avut semne, am desenat mereu, mi-am zgălit toată camera de adolescent, adică lucrurile pe care le fac de obicei băieți într-o perioadă de rebeliune adolescentină. Dar n-am luat-o în serios chestia asta ca și, nu știu, chemare profesională. Eu eram îndrăgostit de programare, îmi imaginam că o să fiu un super mare programator, scriam cod, asta era viața mea. Mi era greu să mă raportez la, la absolut orice altă realitate paralelă cu asta. Ți s-a sugerat cumva de acasă că asta ar fi o direcție bună? Codul? Da. Programa da, aveam, aveam, aveam în familie programatori. Pe vremea aia, să stabilim clar, lucrurile erau înainte de Revoluție. Deci în fiecare oraș era un centru de calcul. Da? Uh, și întâmplarea făcea să am uh, rude apropiate care lucrau într-un asemenea centru de calcul. Și ca atare eu eram un fel de nu știu, pet de pisica de cățelul acestui centru de calcul, un fel de animăluț pe care, pe care avea full access da, peste da, da, tot. Și ai fost vrăjit de chestia asta. Și am fost vrăjit de chestia asta și am început să o privesc cu mare, mare intensitate. Am înțeles. Dar, de fapt, desenul era în sufletul tău. Da, de fapt, Se desenul pare? era, da, într-un în, în plan secund. Nu, încercam să nu-l bag în seamă, dar... S-a băgat el. S-a băgat el, ai dreptate. Am înțeles. A intrat primul la design. S a intrat primul la design. că a fost o, o școală foarte plăcută din punctul său de vedere. Uh, Școlile sunt plăcute pentru... Pentru genul care nu e rebelios. Eu ca adolescent eram rebelios și ca atare școlile nu sunt niciodată plăcute Plăcut. <laughs> pentru cei care, <laughs> <laughs> pentru cei Acum. care au probleme cu autoritatea da, sau cei chiar. care vor să... Depinde și de școală, să știm. Depinde și de școală. Eu am făcut am recent să... o școală de sailing și a fost cea mai frumoasă școală din viața mea. Cred că așa acolo e greu să mergi împotriva autorității, din cauza că acolo mergi împotriva autorității supreme. A, care e natura. care e natura. Cu care e bine deci, să nu te cu pui. Care e bine, să nu te pui. De. Școala pe atunci, designul era de șase ani, era o școală foarte lungă și foarte serioasă. Doar ca să nu uităm, era imediat după Revoluție. Eu am intrat la design în 92. Și ca atare, sistemul era pulverizat, încă lucrurile se demolaseră din vechea ordine, și încă o nouă ordine nu a apăruse. Așa. E. Uh. Ca atare, după patru ani, m-am plictisit de școala de șase ani, mm. uh, am dropped out cum zic uh, americanii, și mi-am făcut prima companie în Cluj cu niște prieteni. Uh, prima companie de design. Când am descoperit că încă mai interesant uh, decât uh, designul de facultate e designul de piață în care nu că spune note cineva, dar cineva te plătește sau nu te plătește. Iar când te plătește, te plătește ridicol de bine. Și lucrurile au luat o turnură interesantă într-o pasiune de a face business, de a face lucruri care, pe care să le vezi după aia, să le vezi în jurul tău, să le vezi la televizor, să le vezi în, știu, în reviste pe vreme. A, îți aduce aminte cum era să ai reviste? Yeah, yeah. Să le vezi pe rafturi, în magazine, etc. Uh, deci, ca tare, dacă vrei, prima mea incursiune profesională în design a fost în 96. După care, în partea a doua anului, mi-am dat seama că țara e mai mare decât Clujul uh, și m-am mutat în București. Unde am intrat în advertising. Tempo, advertising, pardon, prima dată BBDO, da. după care Tempo, după care o evadare în Singapore în anul 2000, pe care în 2001 m-am întors și am intrat în Darcy. Darcy care era un fenomen și aici se racordează la discuția de mai înainte. Era greu să spui ce ești în Darcy. Darcy era un fel de lifestyle. Uh, erau niște oameni care se întâlnesc și care fac niște lucruri împreună și care se definesc prin faptul că fac lucrurile alea. Adică era un fel de, nu știu, dar era o sectă, nu era o, a, o agenție de advertising. Eram acolo mânați de, de o apartenență, uh, nu știu, pasională la un set de idei. La un anumit mod de a, de a competiționa la o rivalitate creativă între noi, la uh, beția pe care ți-o dă faptul că ți îndeplinești visul. Uh, asta cred că a fost Darcy Și asta mi-a format într-un fel uh, uh, pasiunea pentru meserie, fără însă de a avea niciun fel de de înțelepciune, adică dați-ți <laughs> nu oferea înțelepciune Dați-ți oferea pasiune doar vânt, oferea vânt, vânt, vânt de te îndemna tuba. la aventură da, era o aventură enormă era, cum zic americanii, exhilarating adică era ceva era o senzație fantastică am și acum în memorie o reclamă de autopromovare pe care ați făcut-o voi la un moment dat care spunea Casa de Copii nu, casa noastră nu e acasă. Da. Dar si. <laughs> Liviu, David, da, el a făcut asta. Și era real, adică era... O... Și ea era, pentru cei care nu-și mai amintesc, pur și simplu decupate scene în care voi dormeați la agenție. Exact, da, da, da. Din cauza că care nu era o oră, nu era un program, nu mergeam la o oră, mergeam când eram în stare să stăm în două picioare și Plecam de acolo când eram prea epuizați ca să mai putem face orice altceva. Deci, uneori se întâmpla să stăm, nu știu, o jumătate de săptămână la birou. Adică, era... Sau să avem meeting la ora 3 noaptea sau la, nu știu, la 5 dimineața sau la orice oră, și random. Și ce poveste că ar fi venit la un moment dat Joe Perez într-o noapte și ar fi văzut, el sunt peste drum de agenție, mm -hmm. ar fi văzut luminile aprinse și a reproșat cuiva că a uitat luminile aprinse de agenție. Da, nu, nici vorbe. Deci era un business 24 de ore. Din dar lumea, 24 de fapt, muncea. Abia da, atunci da, muncea. Da, da, pentru da, el, da. printre altele. Și muncea din pasiune. Nu știu n-am avut niciodată senzația că muncim pentru el. Mă rog, în afara momentelor când mergeam să-i cerem mai mulți bani, dar <laughs> în afara acelor momente, aveam senzația că muncim pentru nu știu cum să zic, o idee, pentru self-expression, pentru pentru proprie identitate mai degrabă decât, nici măcar pentru clienți, știi? Aveam senzația că lucrăm împreună cu clienți, că, că nu știu, că sunt clienți care ne fac uh, ne fac pe plac și ne lasă să producem advertising-ul pe care vrem să-l producem. <laughs> adică era mai mult o, 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 o mulțumire că există Clienți care ne, ne fac concesia asta de a, de a ne lăsa să filmăm lucrurile pe care ne dorim să le filmăm, sau să punem pe postere și în, în, în presă lucrurile pe care ne dorim să le punem. Aneta Bogdan era unul dintre clienți. Aneta Bogdan era clientul meu, fiindcă uh, eu lucram mai ales pe, pe contul Connect și pentru alte câteva conturi, dar cumva eram într-o echipă cu Liviu David și Valisuciu uh, și lucram împreună uh, Zi, lumină plus noaptea, plus nopțile pe contul Conex, care era, contul Conex la momentul ăla e greu de imaginat din ceea ce se vede astăzi în publicitate, adică contul Conex era un fel de, nu știu, de, de Everest în care da, puțini rezistă și și mai puțini ajung până în, în vârf, dar cei care ajung acolo se, se simt într-un mod absolut special. Și da, asta era meritul Anetei și meritul echipei Anetei și meritul unei perioade, unei perioade istorice de fapt din România, din din, din, din felul în care ne inventam profesiile. Profesiile noastre nu existau. Înainte de 90, nici a ta, nici a mea, nici nu, nu existau. Nici nu aveai ce să spui acasă, dacă te întrebau ce faci. Ce faci? Era greu să explici, din cauza că ne, eram în procesul de a ne inventa profesiile. Da? Care și, și procesul ăsta ne definea în același timp și ne anima și ne făcea să vedem lumea, printre, lumea prin niște lentile colorate. Da? Fiindcă ne inventam singuri soarta. Într-un fel. Iar asta era fantastic. Era de un sentiment de nedescris. Atunci v-ați cunoscut mai bine, și atunci probabil s-a clădit încrederea dintre tine și Aneta. Așa e. Și a apărut un moment special. În, de obicei, făceam campanii și făceam advertising. Deci, asta era, asta era mersul lucrurilor. Dar la un moment dat, în, în contul Conex, a apărut nevoia de a face un rebranding un micro-rebranding, un facelift, cum îi spunem astăzi, da? deci o, o modificare minoră, un fel de aducere la zi a brandului. Și am început să lucrez cu Aneta la chestia asta și mi se părea din ce în ce mai interesant, din cauza că era la joncțiunea dintre business și, uh, și dacă vrei, comunicare uh, și reguli uh, și deci era un fel de de high level al, al comunicării. Era dacă comunicarea în general se se, uh, se adresează unui anumit gen de public, uh, știu intern sau extern, de data asta eram implicați în a scrie regulile după care comunicarea asta s-ar putea face, da? Ori a scrie regulile jocului era părea chiar mai interesant decât a juca jocul, din cauza <fie> că trebuia să fii cu câțiva pași înaintea jocului ca să poți să înțelegi ce urmează și cum poți să deschizi uh, lucrurile pentru jucători. Și ni s-a părut atât de interesant încât la un moment dat uh, ne uitam unul la altul și am zis, n-ar fi totally cool dacă ai putea să faci asta tot timpul. Dacă ar exista companii care fac numai asta, și aneta a zis, dar sunt companii din astea. Dar nu la noi. Nu la noi. Am citit că există afară companii care se numesc consultanțe de brand și care cu asta se ocupă. Deci se ocupă numai cu brandul și uh, tot ce se întâmplă după brand, uh, vin după aia companiile de advertising, de web design, de uh, evenimente, de PR, de. Uh, toate celelalte vin după aia și da. execută în, în planul pe care îl stabilesc cumva, în, 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 în ordinea pe care o stabilesc companiile astea. Și zic, wow, cât de tare! Și după câteva zile a fost, dacă am face o companie din asta, cum ar fi? <laughs> și luni de zile am vorbit la telefon în care ne tot imaginau, oarecum wow, oare cum ar, oare ce s-ar întâmpla? Și după ce ne-am decis, relativ repede am și făcut compania, relativ repede, adică după niște luni de zile, fiindcă trebuia fiecare din noi să ne gândim, să ne A găsim în totuși viața tot, un alt ritm atunci. Cu totul alt ritm, da, luni de zile, că adică astăzi sunt proiecte care nu durează, <laughs> <laughs> sunt planuri de viitor care nu durează luni de zile. Da, atunci totul se întâmpla cu un, la, cu un ordin de mărime în plus, față de cum se întâmplă astăzi lucrurile. Um, și iată, am, am făcut compania asta, dar la început era foarte dificil, din cauza că cuvântul brand nu exista în România. Așa e. Și Aneta a scris o serie de articole care se numeau Brand sau marcă, uh, mă rog, cel mai important era articolul Brand sau marcă, dar celelalte au, au venit în siajul deschis de, de, uh, de primul articol, în care cumva a făcut establishmentul uh, noțiunii de branding în România. Deci astăzi e, e ne gândim la chestia asta, parcă am discutat despre antichitate, dar da, au fost 20 de ani în urmă, au fost vremuri când oamenii nu vorbeau cu brand, ei vorbeau despre uh, cu totul alte dimensiuni, da, despre publicitate. Publicitatea a, a fost prima care a apărut, da, vorbea despre PR, vorbea despre, știu, începuse web design-ul, uh, începuse alte lucruri. Da, brandingul era, era, așa o poveste. Era o poveste inedită. Și multă vreme, mulți, câțiva ani a trebuit să explicăm despre faptul că activăm cumva la granița dintre business, dintre consultanța de business, comunicare, design, design, tot ceea ce înseamnă designul, începând de la identitate până la, știu, designul comunicării sau alte tipuri de design. Și cu ocazia asta ai văzut și evoluția ta, ca designer. Cu ocazia asta am văzut și evoluția mea, din cauza că a trebuit mereu să învăț lucruri noi și mereu să îmi ajustez uh, opinia despre mine, despre ce pot să fac, despre ce trebuie să fac. Cu cât ești mai tânăr, cu atât știi mai puține lucruri și ești mai sigur pe tine. Basic, știi, când ai un ciocan, totul în jur pare un cui și viața e simplă. Hai mă, că îi dau eu două și intră. Exact. Deci, soluțiile, problemele sunt simple și soluția e una, de obicei. <laughs> de ți adevărul când ești tânăr. Așa e impresia. Pe măsură ce înveți și vezi lucruri, ești tot mai puțin sigur și vezi tot mai multe căi și ți-e tot mai E tot mai delicat să balancezi, să pui în echilibru da, care sunt avantajele, nu una din căi, uh, care sunt dezavantajele, la ce o să ducă una, la ce o să ducă alta, și etc. Și știi? Uh, știi foarte bine despre ce vorbesc, fiindcă, de fapt, asta e, asta e senioritatea. Și asta apare după ce faci multă, multă vreme o meserie. Vezi toate nuanțele și te întrebi care din... Mile de nuanțe ar trebui să fie cea pe care o aplici și cea la care te raportezi. Putem vorbi și de o evoluție în ceea ce privește brandingul în România? Categoric, categoric. Păi, acum 20 de ani, practic, el se, se inventa, el devenea self-aware, da? Își dădea seama, prin noi, prin primii care am făcut lucrul ăsta, își dădea seama că există. Uh, deci, Știi, gândesc uh, despre asta de ce există, de ce există domeniul. Uh, de atunci am parcurs o lungă, lungă perioadă. Doar noi, compania noastră, doar branding a făcut sute de proiecte în care am văzut sute de situații în care am creat uh, sute de branduri sau le-am recreat sau uh, am trecut prin tot felul de, de întâmplări uh, în România, în Europa, în Middle East, în Nordul Africii, în America și mai ales în Asia. Îți mai amintești care a fost primul? Uh, primul nostru proiect comercial cu Brandiant uh, a fost uh, o companie Am foarte... Am și imaginea. Foarte drăguță, dar care se numea Resurse Umane dodro <laughs> exact. Și am rebotezat-o Smartri. la vremea aia multă lume ne-a întrebat: dar de ce, cum puteți să renunțați la un nume atât de bun, care e Resurse Umane, și să creați un nume care nu înseamnă nimic. Și a fost prima dată când a trebuit să explicăm da, cum creezi personalitatea unui brand, ce înseamnă de fapt un brand, da? în ce fel un brand e o poveste. Iar dacă povestea este prea rudimentară, da? prea, prea, cu, cu, prea puține elemente, da? cu prea puține personaje, cu prea puține nuanțe, dacă spui de la început, brutal, nu știu, două cuvinte care te identifică nu numai pe tine, dar identifică și categoria, E greu și să te diferențiezi, și e greu și să creezi o o, o aură, da? Un, 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 o, atracție, ceva o seducție, magic. da, exact. Cum creezi seducție cu, cu ceva care se limitează da, la. Doar la, la descrierea cuvintele, categoriei. da, de bază ale categoriei. Despre asta e vorba, despre seducție și asta face ca. sau, mă rog, în, în bună parte, este o chestiune de seducție. În ceea ce privește consumatorii. Uh, da, există o seducție internă, în așa fel încât angajații să, 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 să se îndrăgostească de brandul lor. Da? Altfel lucrezi când ești mândru de, de brandul tău să se îndrăgostească toți ceilalți uh, stakeholder, da, știu bancherii cu care lucrez sau, nu știu, regularizatorul sau etc. Sau, nu se îndrăgostească neapărat, cât să vadă uh, lucrurile cu, mai, cu o mai bună claritate, lucrurile care interesează pe ei să le vadă. V-ați gândit Că vă va fi mai ușor când veți încerca să creați același poveste pentru o piață educată, cum e cea din afara României? Ne-am gândit, da, că e mai ușor, din cauza că nivelul de înțelegere e mai înalt, nivelul de, de profesionalism cumva e mai înalt. Sunt oameni cu care discuți, uh, să care au văzut... Deschise, deschise, să deschise se refere strele mai devreme extra exact, să ia aerul exact. mai, mai care. Ei au un track record și oameni care vorbești, deja au trecut mulți dintre ei prin diverse exerciții de branding, de rebranding, au o. da, au un track record. Ne-am imaginat că o să fie mai simplu. Da? Dar. dar... <laughs> Parcă am simțit când am zis da. <laughs> Lucrurile sunt delicate, fiindcă. Acolo unde oamenii au o mai bună înțelegere, ei au o mai bună înțelegere din cauză că există o industrie de profil. Aha. O industrie înseamnă că există toți competitorii mari din lume, nu din, de pe strada ta sau din cartierul tău, okay. ci cei mai mari competitori pe care tu îi cunoști în Londra, New York sau în Tokyo. Și um, te bascuie. Și trebuie să te bați cu ea. Deci asta este vestea proastă. <laughs> uh, vestea și mai proastă este că atunci când nu-i înfrângi, nu mănânci. Uh, dacă vrei să vânezi și nu prinzi nimic, uh, te nu ai cu tolba îmi... goală, exact. Mai asta înseamnă un cu totul alt nivel de, de competitivitate. Un, nu mai e prin parc, da, care e în România, businessul nostru din România, unde e destul de simplu, fiindcă ne cunoaște toată lumea, acolo trebuia să o luăm de la zero, nu auzise nici naiba de noi și ca atare trebuia să dovedim rapid că merităm să stăm la masă și merităm să fim un partener în discuție și în căutarea unor soluții la diverse probleme. Și a spart gheața și acolo. Și am spart gheața așa acolo, a durat vreme și când zic acolo înseamnă că, repet, am lucrat în nordul Africii, în Tunisia, de exemplu. Am făcut Tunisiana, cel mai mare telecom și cel mai iubit din Tunisia. A fost achiziționat după aia rapid de Uredu, de uh, Catarezi de la Uredu. Uh, deci brandul a avut o, să zicem, uh, o viață scurtă, dar am făcut multe branduri în Middle list. Uh, am făcut cel mai mare integrator de ITNC din Pakistan, am uh, făcut, nu știu, multe companii în state, uh, am uh, lucrat în, peste tot în Europa, inclusiv în, uh, știu, în Belarus uh, sau în piețe dificile, da? care vin cu propriile probleme și cu o înțelegere cum zic, dificilă a contextului de business, fiindcă e foarte diferit de lucrurile cu, cu care suntem obișnuiți. Și, finalmente, Singapore, în care, paradoxal, am intrat prin Malaezia. Deci am primul nostru client mare din zonă a fost în Malaezia, un conglomerat enorm. După măsurile europene ceva de neimaginat. Adică Asia are darul ăsta de a produce niște companii de o dimensiune gigantică, dar care pentru noi sunt trebuie să clipim de multe ori înainte de a înțelege și de a putea cuprinde. Să ne putem imagina. Exact. Măsurile unor asemenea business-uri. Și adaptarea la scala asta, la problemele, nu știu, unor asemenea conglomerate a, a luat o vreme. La început credeam că suntem la camera ascunsă, că e un fel de, de banc cosmic, că cineva vrea doar să râde de noi. Ni se părea inimaginabil să, să avem genul ăsta de oameni în față care ne cer opinia. Și totul s-a transformat într-un ride uh, foarte interesant, care iată că s-a oprit anul ăsta din cauze independente de noi, din cauza că întreaga planetă a, a încremenit un pic și și ține respirația de câteva luni. Așa este, dar e o pauză mai degrabă. E o pauză și uh, o pauză de a regândi de fapt ce înseamnă multe din lucrurile pe care le știam sau credeam că le știm e o pauză de a regândi ce înseamnă învățământul, e o pauză de a regândi ce înseamnă diversele politici, știu, de, de toate felurile din, dintr-un sistem, dintr-o țară, dintr-o... Deci e, e momentul în care trebuie să reevaluăm lucrurile pe care credeam că le știm și poate chiar le știam, dar care, uite, că se schimbă și umanitatea ia un șut în fund și face un pas înainte, sperăm, uh, în, în înțelegerea multor lucruri. Așa cum o spui tu, chiar pare o oportunitate, fără să fii pomenit termenul ăsta. E o oportunitate care costă scumpă. Să ne aducem aminte că sunt atâția oameni care suferă și atâtea victime, dar uh, e partea cealaltă a, a monedei, da? partea plină a paharului. Uh -huh. Este că, într-adevăr, e o oportunitate de a redesena uh, anumite părți dintr-un sistem pe care abia acum, cu claritatea de astăzi, le vedem că nu funcționează. Da? Sau că nu funcționau poate nici atunci, doar că îl treceam cu vederea din cauză că erau vremuri bune. S-a simțit impactul și în industria voastră? Impactul în industria noastră în apare imediat, dar din cauză că industria noastră este despre viitor. Noi nu facem brandurile pentru trecut, le facem pentru știu decadele care vin, pentru anii, pentru visul, pentru... Știu, pentru... știu pen, le, le facem privind peste orizont. Uh -huh. da? Și pentru cei care, care vor și sunt în stare să, să privească peste orizont. Ori în vremuri atât de întunecate, nu mai vezi orizontul, dar rămite peste orizont. Uh, și ca atare, da, simțim o, o scădere, dar și noi oportunități. Oportunități de a regândi businessul nostru, poate mai agil, mai mobil, mai, uh, uh, mai, mai uh, să zicem, uh, alcătuit din, din piese mai independente, da, care se... se, se uh, agregează la oaltă, da, într-o formă mai fluidă? Deci sunt multe întrebări uh, și începem să vedem, de fapt, că întrebările pe care ni le punem noi despre businessul nostru, de fapt, și le pun mulți antreprenori și acolo rezonăm și acolo putem să-i ajutăm, poate, cu uh, perspectiva noastră. e întotdeauna despre despre a produce valoare cumva. Brandul nu e despre a arăta drăguț, ci despre a produce bunăstare. A ajuta un antreprenor, a ajuta o corporație, a ajuta un grup de oameni să producă bunăstare în jurul lor, în comunitatea lor, în tagma lor profesională, în, 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 în toate lucrurile pe care le ating ei. Uh, și ca atare scopul e nobil. Uh, dacă vrei, doar în felul ăsta progresează o țară până la urmă. Deci o țară nu progresează cu antreprenori mici, săraci, corporații neimportante uh, și oameni uh, amărâți. O țară și o societate progresează atunci când prosperă, când există niște centre care produc valoare, care produc uh, Uh, știu, nu numai bani, dar produc un anumit gen de cultură, produc un anumit gen de progres, de inovație, de uh, optimism, uh, etc. Vezi România în situația asta? O văd, o văd, din cauza că pot să compar. Uh, în România suntem pesimiști atunci când ne comparăm cu știu, cu Marea Britanie sau cu Danemarca sau știu, cu Singapore. Da? Dar uh, tabloul e mult mai mare de atât. Uh, și odată ce faci business în Africa sau odată ce faci business în Sudul Asiei sau uh, în Middle East, poți să te întorci cumva după aia în România și să apreciezi, de fapt, multe, multe, multe lucruri care sunt senzațional de bune. Uh, deci e o chestiune de perspectivă până la urmă, știi, și de așteptări. Noi avem tot timpul așteptările celor care, nu știu, merg să facă business la Londra și ne întrebăm de ce la București businessul nu e la Londra, știi, nu e ca și cel de la Londra. Dar dacă mergi în Belarus și te întorci de acolo, știi, o să-ți dai seama că businessul în București e mai bun decât, e mai, mai clar decât cel din știu, din alte locuri. Sau același lucru despre Nordul Africii sau despre, despre zone instabile, știi? Deci, cu Aneta am văzut multe lucruri. În aștia 20 de ani, apropo de Nordul Africii și apropo de Tunisia, noi am fost în ultimul avion care a decolat înainte ca ambasada americană din Tunis să fie incendiată și să moară. 20 de oameni peste drum de locul în care aveam noi mitinguri. Uh, ori doar... Trecând prin întâmplări extreme, și văzând dimineața în drum spre prezentare, oameni cu steaguri negre uh, adunându-se într-un loc, uh, și care e un semn rău, <laughs> oricum mai dau, da, da, da. Uh, și după aia fiind ultimii care sunt în stare să ajungă în avion și să plece înainte de lockdown și înainte de, de, de probleme sociale majore, putem să apreciem cum zic, bruma de stabilitate pe care o avem aici în, în climatul ăsta, știi, și în, în, alternanța noastră de vale, de al, vale, de al. <guritica> care nu ne lasă să să vedem și partea plină paharului. a paharului. Da, plăcută și mioritică, da. Vezi ce face advertising-ul ăsta că te ajută să descoperi, să identifici atributele până și ale brandului de țară? Așa e. Uh, și brandul de țară e în sine o sintagmă spinoasă. Noi am încercat în câteva rânduri cu Oli, uh, am încercat să ajutăm, uh, lucrurile au eșuat uh, din motive motivele pe care le cunoaștem, de corupție a clasei politic, politice, de. Avem și atributele astea. Avem și astea și le, le înțelegem, dar înțelegem limitele. Dar până la urmă am înțeles că nu poate fi un efort uh, organizat de sus în jos, așa că am luat-o de jos în sus uh, și am început să facem lucrurile care contează, de fapt, uh, în lipsa unui brand de țară, să zicem am făcut brandul echipei naționale de fotbal. Frumos. Am făcut brandul uh, echipei naționale de rugby și a Federației. Am făcut brandul, știu, am început cu branduri uh, de oraș uh, în curând o să vedem Oradea. Foarte Da, primul oraș care s-a îmbarcat pe ruta asta, fiindcă avem acolo oameni care sunt vizionari și care uh, înțeleg să se uite peste orizont. Deci am început să punem piese care sperăm noi că la un moment Am făcut uh, Comitetul Olimpic și uh, Team Romania pentru participarea la Olimpiade. Uh, etc. Deci am început să punem piese acolo unde se vede, în sport, în turism, în cultură uh, și sperăm că încetul cu încetul ele, piesele astea o să înceapă să facă click între ele și o să, să completeze puzzle produs. Da. Foarte drăguț. Poți să te întreb de ce Singapore? Singapore, din motive personale mai degrabă, uh, în 2000 am locuit acolo o perioadă. Da. Uh, tot dintr-o revoltă din asta adolescentină mi-am, mi uh, imaginat un, uh, o călătorie din asta inițiatică, știi, în care uh, pornești băiat și te întorci bărbat. <laughs> uh, și mi se părea că uh, Singapore e un loc, uh, că, că partea cealaltă a planetei e un loc bun în care să, să te duci într-o asemenea călătorie inițiatică. Și într-adevăr a fost uh, exact ce spun, locul în care uh, cred că m-a schimbat și în care am, am găsit o uh, altă înțelegere a propriei persoane, care m-a confruntat, uh, știu eu, cu probleme care, cu care nu mă mai confruntasem. Uh, deci, asta a fost anul 2000. De fapt, plin de energie, m-am întors în 2001 și, în felul ăsta, am ajuns în Darsi. Da, da, Super încrezător în, în propriile puteri. După aproape o decadă, da, am început să căutăm un loc în care să facem afaceri, în afara României, în care să avem încă un picior, așa, de pe care să ne putem baza. Și am încercat. A făcut un, un window shopping tour, așa, în care ne-am uitat la Shanghai, ne-am uitat la Hong Kong, ne-am uitat la Singapore, ne-am uitat la alte câteva locuri și în Singapore ne-a ne uluit uh, faptul că am fost primis la guvern uh, în mai multe rânduri. Și că guvernul din Singapore funcționează într-o într formulă, nu știu cum zic, aproape comercială, în care ne-am imaginat că o să mergem acolo cu basca în mână și că o să trebuiască să ne rugăm de ei uh, să ne asculte și să ne spună, da, să, să smulgem de la ei care ar fi avantajele de a face business în Singapore. Când colo, guvernul ne-a primit uh, ca, nu știu, la fel cum primim noi când brand clienții, Uh, cu prezentări, cu decuri de, de, PowerPoint în care au început să ne piciuiască efectiv uh, diversele avantaje, diversele politici, uh, să ne vândă cu ghilimelele de rigoare, să ne vândă ideea de a face business în Singapore și nu în Hong Kong și nu în Shanghai și nu în altă parte. Deci comportamentul lor total în slujba idei de business în slujba unui, uh, unui investitor mic, fiindcă noi suntem un investitor microscopic în, în, uh, în peisajul de business din Singapore. Suntem, practic, nu contăm, știi, dar chiar și asupra noastră s-au plecat cu atenție și ne-au dat resurse și ne-au ne uh, ne 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 băgat în seamă și ne-au explicat de fiecare dată. By the way! Acum, de la începutul pandemiei, ghici ce guvern ne-a dat bani? Oare cel din România, în care am plătit multe milioane în taxe, inconfortabil de multe milioane în taxe, sau guvernul din Singapore, în care am plătit cum zic, niște, niște sume ridicole în taxe? Ei bine, din Singapore. Guvernul din Singapore a ales să ne ajute. Și uite, și era cât pe ce să zic guvernul din România. Sunt. Uh, îmi pare rău să te dezamăgesc <laughs> și să. să uh, îți, îți dau lovitura asta. Dar, Guvernul din Singapore ne-a dat bani ca să ne ajute să trecem uh, prin perioada asta dificilă. Pot să te întreb, mai ales că am în față un designer de brand, ce te inspiră? E nevoie de inspirație în toată povestea asta, în toată evoluția ta. Întotdeauna ai nevoie să adaugi într-un sac din care tot ei, tot ei, tot ei. Da, e o întrebare tricky. Cred că mă inspiră, în primul rând, persoanele din jurul meu și eu am norocul ăsta de a, fi, de a fi înconjurat de oameni senzaționari. Aneta, e o, ea e un, e, un, e un fenomen al naturii. Este. A, ea, când vorbește, mă simt inspirat. Deci... Cumva s sunt dependent, dacă vrei, de ea în felul ăsta, din cauza că o mare parte a lucrurilor pe care mi le pot imagina, uh, mi le imaginez din cuvintele ei. Și cuvintele, în general, mă inspiră. Uh, de asemenea, restul echipei uh, am, am norocul ăsta de a fi înconjurat de oameni foarte speciali, sensibili, cu multă imaginație, cu multă inteligență. E, e, ușor să fiu inspirat de ei. Dar din când în când mă inspiră faptul că până nu de mult călătoream enorm, vedeam lucruri noi, puteam să fac cross-pollination, da, un fel de polenizare din asta încrucișată între industrie, între țări, între culturi, între uh, Uh, știu diversele aspecte ale ideii de, de a fi uman, știi? Dar uh, asta vine cu o ridic o altă întrebare. Mm. E ușor să fii inspirat uh, vizitând de alte culturi, dar e foarte greu să afli răspunsul la întrebarea ce ne face români? Cum trebuie să fim ca, ca și Români? Uh, și mai ales cum trebuie să fim ca și români, ca și designeri. În comunicare e mai ușor. În comunicare folosești uh, știu, anumite artificii, formule din limbaj, da, care te în pot comunicarea face comunicarea verbală și scrisă. Comunicarea ala, verbală sau da. în comunicarea ca industrie, în advertising, dar în comunicarea vizuală. Asta este, asta e the holy grail, da. Asta e sfântul graal. Uh, în, în, cum, cum să faci să localizezi esențele? De, 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 unde, de unde vin esențele? Mai ales că România este într-o stare specială. La noi esențele s-au rupt uh, în cursul comunismului, da? care a fost o pauză enormă și care a deformat și a rescris istoria și a rescris cultura. Vreme de 50 de ani. O pandemie de 50 de ani. Foarte bună formulă. O pandemie de 50 de ani, așa e, în care cu toții am purtat un fel de mască pe creier, da? ca să nu ne molipsim de ceea ce auzim la televizor și ceea ce citim în ziare. Dar întrebarea este cum să ne întoarcem înainte de vremea asta sau cum să, să distilăm, chiar și din vremea asta, să distilăm simbolurile uh, ideii de a fi român. Da, și de a trăi aici. Care știi, Care sunt simbolie? Pentru, uite-te, la, la spanioli, știi, există o serie de artiști din care designerii se inspiră. La americani avem o lungă tradiție în, știu, în arte, din care designul poate să, și din, din cultura pop, da, din care designul poate să-și extragă esențele cu care să lucreze. La britani deci nu mai spun. Deci, oriunde ne uităm în jur aproape, oriunde ne uităm în jur în afara spațiului nostru, da până și rușii au o, o cultură și o tradiție vizuală absolut senzațională. Când am vizitat Moscova, am văzut companii de design care făceau chestii senzaționale, at arătau atât de rusești și arătau atât de modern și arătau atât de cool încât era, îți ridica întrebarea cum aș putea și eu să fac lucrul ăsta în România cu limbajul vizual pe care cultura pop subțire câtă e cultura tradițională mi-l oferă. Și ai găsit vreun răspuns până acum? E dificil. E dificil și cred că noi am încercat. Uite, am creat uh, Patria Bank, da? care ne-am inspirat direct din, din limbajul vizual, dintr-o scoarță, asta tradițională și, de fapt, un arhetip vizual din cultura noastră, da, care, de fapt, Cultura noastră nu e doar a noastră, știi? Se întinde, e, e, e difuză. Cultura noastră vizuală, dacă te uiți la scoarțe și te uiți la limbajul popular, de fapt circulă prin Balcani, știi? Circulă către spațiul rus, circulă către Orient un pic. E un melanj foarte dificil de localizat. Sunt lucruri care pot fi făcute mai la obiect, da? De, uite, rebrandingul Banca Transilvania, da? care, în care ne-am... Ne-am am, ne -am dorit da, să punem tricolorul. Din cauza că era la momentul ăla, la uh, ultima bancă mare, în proprietatea unui grup de antreprenori români. Da? Uh, și și astăzi este un. Deși acționariatul se schimbă și deja e, e, e o companie atât de mare încât acționariatul a devenit destul de de fluid și e normal să se întâmple chestia asta. Chiar și astăzi este unul din brandurile cele mai scumpe, dacă vrei, ca și evaluare financiară a brandului, deci unul din brandurile cele mai, mai bogate, mai, mai, valoroase ale României. Deci, ca atare, cum zic, și, și numai lucrul ăsta, Uh, și nu-i nu măsurat aici, la noi, da? în cartierul nostru, ca să zic așa, ci e măsurat la Londra, de Brand Finance. Deci ei sunt cei care măsoară valoarea brandurilor și e greu de contestat uh, felul în care o fac. Uh, deci și doar asta și îi, îi califică da, să aibă tricolorul în, în semnele grafice. Și o chestie de mândrie, știi? Chiar când lucram la Banca Transilvania... Uh, vorbeam cu o profesionistă în branding din Statele Unite uh, care face un festival de mulți ani de branding în care am câștigat de foarte multe ori se numește Rebrand 100 și care uh, aduce în atenția comunității de branding globale și comunității de marketing globale uh, cele mai, mai valoroase 100 de, de rebranding-uri sau de branduri noi, dar de obicei, de rebrandinguri uh, create în anul care a trecut. Uh, pe doamna asta o cheamă Anaezi Modu, și la un dat am vorbit cu ea la telefon și întreba ce mai faci, și spuneam: Anaezi, probabil că n-ai văzut, n-ai auzit decât la, de, din, din filme, da? din probabil, filmele cu vampiri despre Transilvania. Și a zis: <laughs> Da, da, da. A zis, Ei bine, imaginează-ți că acum. Facem rebrandingul ul uh, unei companii bancare, unei bănci senzaționale, care se numește Banca Transilvania. Și Anaezi din, din Boston da, a zis, wow, uh, ce chestie amazing! Deci mi-aș da o mână să, să, să fiu acolo și să aud discuțiile voastre și cum interpretați noțiunile astea și cum, ce înseamnă ele. Uh, o altă, un alt exemplu de a căuta simbolurile românești da, este reinterpretarea lupului dacic da, da. pentru B-Defender, în care am încercat să trecem mult dincolo de reprezentările convenționale ale lupului dacic și ne-am imaginat, ok, cum ar arăta un lup dacic astăzi, în secolul XXI, da? Uh, cum ar arăta dacă ar fi uh, creat ca o, nu știu, ca o creatură în genul, în genul pop al transformărilor, da cum ar arăta dacă ar fi creat din, din lumină și din particule și din uh, chestii din astea care reflectă un anumit gen de, de inteligență, de viziune, de, de uh, acuitate a gândirii, uh, de creativitate. Deci, e un. Exercițiu continuu de a regândi, de a căuta uh, simbolurile românești, de a le actualiza, de a le regândi, de a le transforma, de a le reinsera într-un limbaj uh, cultural al culturii de business sau al culturii pop, într-o formă actuală și interesantă. E foarte ușor să desenezi ceva ce arată german. Uh, odată ce ai ajuns la un anumit gen de senioritate în design, e foarte ușor să desenezi ceva ce arată american sau arată internațional, arată uh, global. Uh -huh. uh, dar e naibii de greu să desenezi ceva ce arată a, 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 a parte, a, a organ, știi, din, din cultura noastră dacă încerci să implantezi un, un organ artificial, știi, cultura îl rejectează și nu, nu te lasă să faci chestia asta. El trebuie, trebuie să fie adevărat. El trebuie să nu mintă. E, bun și o, e bună și o astfel de provocare. Că e o, o motivație în plus. Te ține viu. Te ține viu și îți spune... E o fațetă, de fapt, știi, a unui gen de patriotism. Uh -huh care a ajuns să fie un cuvânt dificil de manevrat, din cauza că e un cuvânt cu bagaje, oamenii se feresc de el, dar... Pentru poate, că a fost el încărcat, exact, inadecvat în, exact. în pandemia de care vorbeam. Poate că ar trebui să ne treacă uh, acum, după atâția ani, știi, și ar trebui să, re, să scuturăm uh, de trecut niște cuvinte... Și să le repunem în circulație, să ne regândim la ce naiba înseamnă și cum se folosesc, și cum putem să le servim noi pe ele și ele pe noi. Știi, pandemia s-a terminat acum 30 de ani, cea politică de care vorbim. E momentul să repunem lucrurile, inclusiv în domenii de genul ăsta, în domeniul nostru ca designer, în domeniul altora ca și comunicatori să le repunem în funcțiune, să le regândim. Cu gândul ăsta vreau să și rămânem și îți mulțumesc foarte mult, Kit că am avut ocazia să ne vedem astăzi și să și înregistrăm întâlnirea, întâlnirea noastră. noastră. Da. <laughs> eu îți mulțumesc, Andrei, și e o plăcere să vorbim, ca de fiecare dată.